Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Așa cum v-am promis într-un video anterior, astăzi vreau să vă arăt cum putem afla pH-ul solului din grădina noastră cu ajutorul a doar două ingrediente din gospodărie. După cum bine știm, pH-ul solului joacă un rol foarte important atunci când vrei să cultivi legume în grădină. De aceea este bine să afli valoarea pH-ului solului înainte de a planta ceva. Este extrem de ușor și, după cum am spus, folosim doar două ingrediente din gospodărie. Bicarbonatul de sodiu și oțetul alimentar. Pe lângă aceste două mai avem nevoie de apă. De preferat ar fi apa distilată, pentru că apa de la robinet poate influența rezultatul testului. Dacă nu aveți apă distilată, puteți încerca și cu apă de la robinet. Majoritatea plantelor preferă soluri cu un pH neutru, ușor acid sau ușor alcalin, cu valori cuprinse între 6,5-7. Nu trebuie să fii expert în grădinării pentru a afla valoarea pH-ului solului din grădina ta. Tot ce trebuie să faci este să iei două mostre de pământ din diferite părți ale grădinii. Mai întâi luăm prima mostră de pământ și turnăm oțetul. Dacă începe să bolborosească, atunci avem de a face cu un sol alcalin, adică valoarea lui este peste 7. Nu bolborosește, nu avem nicio reacție, atunci trebuie să verificăm dacă solul nostru este acid. Luăm a doua mostră, turnăm apa. Iar peste apă punem două lingurițe de bicarbonat de sodiu. A făcut puțină spumă, bolborosește foarte puțin. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar se pare că solul din grădina noastră este ușor acid. Cam asta a fost metoda prin care puteți afla valoarea pH-ului din grădina dumneavoastră. Este o metodă simplă și ieftină. Noi vom regla aciditatea solului cu var și cenușă, bineînțeles în cantități moderate. Dacă aveți și alte modalități de a afla pH-ul solului, lăsați-ne în comentarii, așa vom face schimb de experiențe. Distribuiți aceste informații și prietenilor dumneavoastră. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!